cred că a fost hotărârea cea mai pașnică și cea mai inteligentă și e bine că Puiu a acceptat această numire. Eu îi doresc, sigur, rezultatele lui, ca și rezultatele lui Lucescu, pe toți îi reclamă acolo în frunte. Așa că miracole nu o să facă niciunul, nici altul, pentru că miracole nu există, dar sunt oameni care merită acest post. Eu îi doresc succes tuturor. Ați discutat cu cineva de la Federație? Nu am discutat. Vorbit foarte mult în ultima perioadă. Da, dumneavoastră, presa, mass media a vorbit foarte mult. Eu cu domnul președinte nu am vorbit despre această temă niciodată. În viitor ați fi dispus, poate să câțiva ani, să vă reîntoarceți în fotbalul românesc, să colaborare cu echipa națională? Sunt un antrenor profesionist și ascult tot timpul toate propunerile existente. Cu domnul Pițor, că ați reușit, știu că sunteți cu piața, vorbiți de când a plecat în Arabia? Am vorbit înainte, de când este acolo nu am vorbit. Credeți că va reuși acolo? Nu știu, este lucru mult mai greu decât se crede de aici. Nu-mi place absolut deloc caracterizarea unui fotbal despre care cei care o fac nu cunosc nimica și o dezapreciază. Dar credeți-mă că să ai reușită undeva în țările arabe este, cere foarte multă calitate.